E o zi de sărbătoare pentru noi. E prima zi de triatlon la Cu Pantelimon. Ne bucurăm că mulți din locatarii noștri participă și chiar încurajăm oamenii să facă sport, să se simtă bine, pentru că e foarte sănătos. Sunt super entuziasmată pentru că e prima dată când se organizează asta pe Băl Triatlon Pantelimon și sunt super bucuroasă că am venit de acasă, am făcut 5 minute pe drum. Mi se pare foarte frumos. În primul rând că este foarte aproape de București, chiar în București. Și mi se pare foarte bine organizat. Îmi place, zona este foarte frumoasă, lacul știu, este foarte frumos. Triatlonul acesta este superb, locația e superbă, lacul e minunat. Traseul de alergare de bicicletă sunt și ele la fel de frumoase, scurte, dar rapide. Distractiv. A fost o zi reușită. Pe la complex a fost foarte frumos. Foarte frumos că i-au primit. Eu cred că ar trebui să fie cât mai multe competiții. E foarte important pentru cei care vor veni să cumpere în ansamblul nostru să știe mai că niște voluntari să acolo, parte de tot felul de evenimente sportive și nu numai, chiar în curtea lor. Ceea ce este deosebit. Nu există alt ansamblu care să aibă acest view.